mai întâi trebuie elaborat un mecanism de compensație și după aceea de admis majorările de tarife. Noi întâi, sau guvernarea actuală, întâi a majorat tarifele și după aceasta, două luni de zile, încearcă să găsească care ar fi mecanismul. Al doilea principiu de bază, trebuia să fie prevăzute mijloace bănești în bugetul de stat, nu acum să mergem la donatori și să căutăm de unde un milion, de unde două, de unde trei și încă nu se știe dacă le vor găsi. Al treilea principiu, evident, compensațiile trebuie să fie permanente, nu spontan, de fapt se face cu scopul de a tempera masele, dacă se poate așa de spus, de a face tot posibilul ca oamenii să încerce să simtă ceva sau să le, la moldoveni mai spune, să le astupe ochii. Altfel, eu nu pot să numesc acest proiect de lege. Sunt cel puțin două elemente, două efecte care o să le resimțim în timpul apropiat. Primul, eu consider că noi o să fim martori a unei explozii sociale, deoarece o bună parte a populației, o bună parte, mare majoritate a populației, au rămas cu veniturile anului 2009, însă vor fi nevoiți să achite facturi și prețuri mult mai înalte. Adică puterea de cumpărare scade și sărăcirea populației va crește, nivelul de sărăcie va crește și va crește esențial. Și al doilea element, dacă vorbim de aspectul economic, bineînțeles că întreprinderile din sector nu își vor încasa mijloacele pentru acoperirea cheltuielilor, pentru a achita mai departe pe lanț, Termocom la CET-uri, CET-urile la Moldova Gaz și Moldova Gaz la Gazprom. Pentru că aceste tarife nu vor fi achitate. Noi venim cu un mesaj că suntem gata și considerăm că este important. Inițiativa vine din partea noastră. Să ne așezăm la o masă de discuții pentru a găsi soluția optimă pentru a vota acest proiect în lectura a doua. Și o facem destul de conștient și o facem destul de deschis. Încă o dată, repet, capacități în cadrul fracțiunii sunt. Sunt persoane care au stat la baza sistemelor elaborate până acum și cunosc foarte bine care ar fi posibilitățile de îmbunătățire acestui proiect.